Unul dintre oamenii lui Vladimir Putin de la Kiev a fost capturat de forțele ucrainene. Este vorba despre cel al cărui nume era vehiculat pentru a-i lua locul lui Volodymyr Zelensky la conducerea Ucrainei. Bărbatul a fost prins de serviciile secrete ucrainene în timp ce încerca să părăsească țara, iar liderul de la Kiev anunță acum că îl va elibera în schimbul unor soldați ucraineni capturați de ruși. Serviciile secrete ucrainene au reușit să-l captureze pe Victor Medvedchuk, un politician ucrainean prorus aflat în strânse legături cu Vladimir Putin. Numele bărbatului, care a botezat-o pe fica președintelui rus, era vehiculat pe lista celor care i-ar putea lua locul liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Chiar acesta din urmă a anunțat într-un mesaj postat pe rețelele de socializare capturarea lui Victor Medvedchuk. Duce simbolic că саме у день космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів, а ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього космонавта, у поганому сенсі слова, не спрацювала знамените «поїхали». Președintele Ucrainei a anunțat acum că îl va elibera pe Victor Medvedchuk, al cărui partid politic pro-Rusia este al doilea ca mărime în Parlamentul de la Kiev, doar în schimbul unor soldați capturați de ruși. Vajaju особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватись. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні. Autoritățile de la Kremlin s-au arătat sceptice față de anunțul făcut de Volodymyr Zelensky. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, a declarat că fotografia trebuie verificată pentru că ar putea fi una falsă.